Încă nu le-a ieșit niciun combo, iar în momentul în care o să înceapă teamfight-urile o să ne cam dăm seama unde sunt poziționate echipele. În continuare presează pe mid Akimbro. Și cred că se bagă, da, îi dă acolo lovitura, dar n-are cum să continue în turn, trebuie să se dea înapoi. Shuriken level 1, n-au suficient de mers să-l dea jos pe Invoker. Între timp Bobo și cu District 12 rotesc înspre mid, însă nu prea o să se întâmple mare lucru. Totuși a fost lăsat Giro să farmeze în ultima perioadă, fiindcă Nature's Prophet s-a tot plimbat pe lane, la fel și Doom s-a dus Nu e pe ca și linia cum de ar fi jos. putut să-l oprească, dar problema e că nu, ți-am zis, trebuie să fie activ, în momentul ăsta trebuie să se bată. Adică trebuie să forțeze cumva bătăliile, să n-ai cupola aia degeaba, trebuie ca să o ai și să o folosești. Și după cum vezi a făcut Faceboots, ar trebui să fie pe scandal. O, s-ar putea aici că vi să aibă probleme, este prezent aici și Oracle și încă câteva lovituri și au reușit să-l dea jos. Cât de puternic este Oracle în începutul de joc, chiar dacă The Heal, acea vrajă, totuși inițial îți dă un burst destul de nasol. Când ai și un Shuriken să termin treaba, easy kill. Și vine cam greu, ai văzut? E a doua presiune pe care o pun peste Profet și al doilea kill. De fiecare dată când s-au dus pe el a murit, adică nu a existat să pierzi timpul. Și se dau niște pinguri să vedem dacă o să decidă să apere sus. Level 7 pe O. Void. Cred că e momentul să încerci o cronosferă cu cooldown totuși. Dacă tot Metis ai combinația asta. aproape să-și termine Midas-ul. Fii atent că da, Fiate. s-ar putea să vedem ceva aici, îl prinde pe Claudiu un copac, vine și Sunstrike-ul și da, lovește acolo doar. O, cronosfera pe 13 pe Claudiu în continuare în viață, Hood începe atacurile și se rog, vine și Giro, nu a murit încă, Death Prophet-ul Bobo pică și el, iar cei de la Toxic au intrat într-o capcană groaznică, a aruncat acolo TJ stun-ul după Kayuri, iar Hood-ul se tot duce, are 4 puncte în Time Walk, nu e teamă să-l folosească, dar nu prinde Vine bash-ul. bombița, vine bombița, bombița de vreme și este prezent aici și Akimbro, dar oare o să continue? Nu Se prea mai tot are mana să dea pinguri, nimic în pinguri. el. Da, nu vor să se ducă chiar Între atât de timp aici departe. pur și simplu a fost pulberat Claudiu, a venit cooldown-ul, dar oane, District ai văzut, stătea acolo fără nicio jenă în Vrea să damage-ul farmeze. care pica. Nu știu de ce a mai stat Death Prophet pe mid, era foarte low HP pe tot parcursul luptei. Chiar credea că o să scape așa pe degeaba. 500 gold avantaj pentru cei de la Toxic, însă la XP 1500 pentru nou, bine, în special după faza de mai devreme, unde au curs câteva kill-uri destul de frumoase pentru. Și cât a contat gangul ăla, mă uit pe Metis, acum are 1200 gold. Un creep acolo, îi mai trebuia 2-3 și gata, reușea să-și facă mida, să putea să moară liniștit. Acum trebuie să mai tragă nițel de timp. Dar ai văzut, s-a simțit că a venit și girocopterul împreună cu Void. Și senzația mea că a fost o execuție cam nereușită acolo. Mă așteptam să vină impelul ăla să-l țină pe loc. Ai văzut că a mâncat copac, a ieșit din sprout, a mai mers nițel și s-a depărtat. Cred că dacă îi dădea impelul, reușeau să-l omoare acolo fără să se chinuie, chiar dacă primeau cupul ăla după. Da, a scăpat la limita limitei în prima fază și din cauza asta a apucat să mai arunce un crypt swarm, mai că și-a mai adus cât de cât contribuția la luptă de profet. Asta e, când n-ai damage, trebuie să ai acolo, la limită, să-l omori. 4 la 4, oricum, meci echilibrat, precum spuneam. O, Hodu și-a luat aici de 4 secunde, vine și cu vid, vine și Sunstrike, oare o să fie suficient, nu reușe să-l dea jos, îl bagă în copaci, îl trage, dar ce să-i faci că le dă și Are cu iară slow și time-off. pleacă. Deci asta înseamnă să ai level mare pe Void în momentul acesta. Are 4 puncte în time walk, îl are la 4 secunde, deci poate să-l spameze cât de des vrea. Iese din niște situații foarte nasoale din care alți eroi nu ar putea să scape atât de ușor. Da, pe de altă parte, cum să zic, adică te duci, dai câteva lovituri în el, îl trimiți în bază și tu stai și farmezi în timpul ăla, oarecum îți convine. Uite-l că e full HP. O, de Metis aici face un pic de micro, a trimis acolo Midget înainte și vine și Sunstrike-ul să vedem, dar nu se întoarce Claudiu să dea acolo un hit. Și noroc că a fost greedy, că altfel se ducea direct la fântână. Cred că a simțit totuși. Dead Game aici nu aruncă un shuriken după Nature's Prophet. Mă gândeam că poate vrea să-i oprească TP-ul. Nori. Ca să-i scot 75 gold, cred că e ok să-i rosești niște mana. Chestia e că uite-te la farm, deci primii 3 să-i avem de la nou bine, însă la Toxic avem acel Doom care e destul de farmat. Ha, sau să spargă copaci acolo ca să-l vadă pe Oracle. Și foarte bine a spart, dar e prezent cu 2 aici. Cu polă ratată. District acum are Doom, își permite să se bată sau o să vină și girocopterul. Cred că totuși o să se retragă nițel.
O să mai aștepte pentru... Vai, vai, vai. O să duce la rună. Unde se duc, mă, toți? Prima cronosferă... Hai să fugim, hai să plecăm sus. Dată complet pe lângă. Ar fi putut să iasă ceva pentru... A albăstrit pășunea. Da, da, da. S-a oprit timpul pe pășune. A meditat acolo. Ah, și încet, încet pun HP toxice. O să fie greu de dat drumul la jos. Să uită-te la Bobo, săracu, are, are aproape 600 HP, nici măcar 600 HP. Da, nici nu trebuie, dai Hex, dai Impel, ți-ai făcut treaba. Ia să vedem că Metis e puțin cam departe de casă, vin aici toate vrăjile din lume alături de cooldown și o să-l omoare al doilea... A doua căzătură a rachetei. Dar totuși, uite-te cât damage a luat acolo TJ, adică era invocerul singur. Ei, cam ăsta e invoker, e periculos. E periculos, bine, bine de tot. District 12 cu niște iluzii, cu niște copăcei, o să mai forțeze puțin pe mid. Are ultimată și câvit. Cred că totuși o să vrea să ia turnul aici, nu știu exact ce o să se întâmple sus. Bobo așteaptă acolo, e sneaky. Încearcă să se teleporteze acolo. L-a speriat un pic și s-ar putea să vedem aici un kill, că e un pic cam avansat TJ și nu știe ce l-așteaptă. Oare o să se arate pe linie? Au ward-ul ăla acolo, doar că... Chestia e că n-are level 6 Lion-ul. Deci nu au acel burst. Însă dacă vine și Nature's Prophet, s-ar putea să fie suficient damage. Are stun pe el, District. Are așa o posibilitate de inițiere. Are stun, are doom. Uite că la Nobine cam toată lumea a făcut level 6 la Toxic, mai are Lion-ul acela de farmat puțin, de farmat niște XP. Uite, cine credeți că câștigă runda asta? E foarte greu de zis în momentul ăsta. Toxic. Și e deosebit de echilibrat. Eu zic că Toxic câștigă. Pare că au șanse puțin mai mari, însă n-aș subestima combination-ul de cronosferă cu orice altceva. Girocopter, da. Și uite că s-a pompat aici Claudiu. Încearcă să ia turnul. Uite, te întreabă Bibanul dacă în România Biban, ar fi... The Bibon. Dacă în România ar fi apreciat un analist pe Dota 2. De către cei 50 de oameni pe stream. Apreciat e aici un Hex, da. Văd că vin TP-urile și Bobo este nevoit să se retragă și a luat acolo damage. Și s-au oprit TP-urile. Păi na, când vezi că toată lumea plecă, deci să le mai dă. Între timp jos hudul și a luat acolo Doom și se teleportează TJ. Oare o să încerce ceva? Dă cooldown-ul, da? Nu prinde pe nimeni și prea avansat s-a dus acolo și a stun-ul. Se transformă, poc, îl rupe în două și greșeală mare ce a făcut aici. TJ s-a băgat mult prea în față. A dat racheta și cred că se aștepta să vină puțin mai devreme stun-ul de la rachetă, însă... E prins aici cu ala, foarte bine a făcut copaci să mai tragă nițel de timp, dar Bobo nu apucă să vină să dea ce trebuie. Și cred că o să-l inițieze acolo. Mult de mișa a luat Bobo, dar s-ar putea să prindă în cele din urmă. Impeliu vine și Sunstrike-ul. Da, unde l-a dat? Nu l-a dat acolo, dar nu contează. Se retrag și uite că a reușit să-l dea jos în cele din urmă pe Bobo. A făcut chase acolo, bounty și easy kill pentru el. Însă în continuare 6-6, meci foarte echilibrat între cele două echipe, se fac kill-uri stânga-dreapta. Totuși, cei de la Toxic au reușit să-l omoare și pe Void și pe Giro mai devreme și uite că deja se simte chestia asta în grafice. Și crește District, uite și tu are 1700 gold, o, bounty run. Tot ce-ți dorești. 1800 gold. Și crește la un moment dat. Nu știu, o să fie ca un fel de hero carry. A jucat așa un suport și... Păi, e al doilea la network din echipa lui. Adică îi depășește și pe Nature's Prophet și pe Invoker. Singurul care a suferit în toată situația asta este Lion, care nevoie neapărat de item. Exact cum ziceam, adică are nevoie să zicem de un dagger. Dar la un moment dat, într-o bătălie, e suficient să dea impale, hex, finger și să moară după. Nici nu trebuie să mai dea altceva, pur și simplu să moară după. Dacă le-a dat cum trebuie, câștigă fight-ul, pentru că ai 4 eroi care sunt foarte bogați, au farmat și Capagod. Au foarte mult damage. Iată, în Capagod e foarte low și hood-ul e aproape, o să sară și direct cronosferă și cu siguranță o să-l dea jos aici pe Chaos Knight. Girocopter ia last hit-ul, cred că a fost intenționat să mai pună niște farm pe domnul Aurel Laicu. Trac acolo doar că, na, acum ai consumat cronosfera, s-ar putea să pierzi un turn mid, nu cred că ai cum să te apeli. A fost un kill pe main carry-ul lor. Deci... Și se pune și presiune jos. A meritat că au luat și turnul, adică e destul de clar că... Doar că s-a teleportat sus cuvit, e presiune și mid. A dat și dobe. Și vine, da, vine TP-ul, ce-a mai stat acolo, hood-ul o să sară, dar
Ce-i faci? Să aibă iar în 4 secunde. Oh, oh, Caiuri, big place și... The place. A tăiat copac în dreapta. Da, asta vreau să zic, a tăiat copac în dreapta. Trebuie să tai în stânga și să-i dea bash. Trebuie să-și activeze bash-ul. Trebuie să-i dea bash acolo. N-a avut încredere în bash-ul lui. Poate a dat misclick acolo. A zis că nu. Sau poate n-a băgat în bash? Sau poate a fost așa. Dar are level 10, trebuie să aibă măcar un punct în bash. Cum sunt femeile la volan stânga. Se face dreapta repede. Știi? Doamne, poate se uită fete la noi, poate să rea. Evident că se uită fete la noi, se uită sigur în Dunica. Și atunci de ce faci glume de astea? Păi da, nici măcar nu știu dacă-s glume. Adică deci ziua femeilor le-am dat ciocolată și... Le-am dat ciocolată. Păi și acum le dai o mașină ca să facă stânga-dreapta invers de cum trebuie. Lasă-mă, Mike. Vezi un curier care vine spre District 12, cred că îi aduce daggerul. Destul de convins. Cuțit, s-a făcut cuțitar, omul e bucătar. Și meciul a devenit mult mai problematic pentru Nobile în momentul acesta, fiindcă ai un Doom care îți sare în față, are și stun, are și Doom, are 1300 HP și Scorched Earth. Și are high ground-ul acolo, dar are tot ce trebuie și Bobo și District. Și a primit acolo un track a pagoda. Cum să dai cu el aici? Îl prinde acolo un copac și în momentan are cine să salveze, veni și Sunstrike-ul. Nici nu apucă să lovească Sunstrike-ul. Și este dat jos acolo cu Finger, doar că a dat Doom-ul deja pe Dead Prophet. Și oare să-l vadă pe Hood-ul acolo, da. Îl știau, dar a avut acolo time-ul. Când începe LOL. Foarte amuzant. După ce se termină această semifinală epică, sau de fapt nu, că să sperăm că o să fim în timp. La cât e? Cred că la 3 ar trebui să înceapă. 15-30 parcă era. Sau 3 jumate. Da, 3 jumate. Anyway, avem aici un smoke și să vedem dacă o să reușească să prindă pe cineva, pentru că nu au cronosfera totuși. Ai suficient încât să dai pe cineva dacă îl prinzi. 11 secunde până vine cronosfera. Chestia e că s-au întâlnit cu Lion undeva mai jos. Bash din prima și Bobo n-o să iasă de aici, însă ar fi vrut un kill ceva mai important cei de la Nobine. Chestia e că acum pot roti ușor înspre mid să... Ce a scăpat acolo. Mă rog, nu avea ce să-i dea TJ. Or să iau ușor turnul de pe mid, iar Death Prophet nu cred că mai are ulti cât să încerce push la tier 2. Dar chiar și fără ultima ta lui Death Prophet, pare că sunt gata să împingă cei de la Nobine. În schimb, s-ar putea să piardă turnul de sus unde s-au grupat Nature's Prophet și Invoker-ul. Nobine e clar că trebuie să se retragă aici, adică pur și simplu ar fi pierdut foarte mult dacă încercau să facă ceva acolo. Neavând ultimată, presiune sus, n-ai, cum să zic, ai toate șansele să iasă prost. Mă rog, aveai cronosferă, dar... Crezi că e momentul de Roshan acum? Mă rog, după ce vine ultimata lui Death Prophet. Este extrem de riscant să te bagi la Roshan fără ultimata de DP și chiar și așa e riscant, adică... Uită-te ce au și ce poate vine pe tine, măcar au cu tine la turnul ăsta. Micile victorii. Micile victorii ale jocului. Fii atent că e aproape invocărul și... Acolo, oare o să încerce ceva, adevărul că nu are foarte multă viață. Vine și Prophet în spate, o să vină aici Sproutul pe TJ care aruncă un cooldown, însă și acolo cold snap. Vine și meteorul, iar TJ încearcă să se depărteze, însă Hood-ul e aproape și o să vină cronosfera pe cei doi. Dead Game acolo spamează track-urile pe el, dau jos pe Metis, iar acum Caiuri nu cred că mai are cum să iasă, are track pe el. Însă nu-și poate date pe vine și District 12 aruncă acolo Doom-ul pe Bounty Hunter, însă Hood-ul în continuare în viață și prinde bash. Însă sunt foarte multe unități care îl atacă acolo. Și Capago, deși el prezent, aruncă stun-ul, se transformă, îl trage pe Hood-ul, îl spulbere și Bebe Claudius ar putea și îl supățească dacă mai stă mult pe acolo. Dar, într-adevăr, counter după counter a fost, ai văzut-o, omor tu 1, omorăm noi 2, omorăm noi 1 și tot așa. Asta înseamnă mobilitatea pe harta a eroilor și, uite, poate a contat că... A avut dagger-ul ăla de vreme că n-am stat să-l urmăresc, dar cine știe, poate s-a mișcat cu el mai repede decât credeam noi. Că ți-l dai la cooldown și îl ai în momentul potrivit. M-am mirat puțin că a dat Doom-ul pe... Și eu, aș fi crezut că dă pe Hood-ul acolo. Însă aparent au făcut ambele kill-uri în cele din urmă, deci nu a contat atât de tare. Vezi, asta e chestia, când dai kill snite-ul ăsta care ține la luptă, dă 4 secunde stun și apoi se transformă și știi că n-ai cum să supraviețuiești în alea 4 secunde. Îți vine să crezi că draftul este totuși ceva mai puternic.
Dacă stai să te gândești, adică, de exemplu, dacă nu aveau, au avut detecție acolo, cred că a dat un dust. Cred că a fost mai bine decizia să dai drumul pe Bounty Hunter, pentru că știi sigur că îl omori. Așa exista posibilitatea să scape și după cum vezi, în cele din urmă tot a murit. Și vor să se bage Roshan aici? Ți-am zis, ultima ta lui Death Prophet, cred că e vremea de Roshan. Hudu-i și el aici și Metis are probleme. Track pe Metis acum, nu cred că va mai ieși de aici invocerul, ieși cu ala acolo aproape să-l distrugă. Și cei de la Toxic nu o să vină spre Roshan. Uite că îl fac destul de greu, adică iau foarte mult damage de la Nobine. Dacă ar fi fost aici cineva să conteste, puteau să găsească doi eroi foarte secați. Ăsta e un moment din ăla în care trebuie să se înțeleagă că, de exemplu, Metis a comis-o groaznic de tot. Pentru că, la un moment dat, de exemplu, dacă era în viață, putea ca să dea acolo un Sunstrike. E genul de erou care poate să facă chestia asta și nu ar fi putut ei să stea liniștiți acolo dacă invocul ar fi fost în viață și nu știe unde. În special cu HP-ul acela. Și acum Roman îl găsește pe District 12 Attack, vine și track-ul. E aproape TJ care dă un stun acolo, dar o să ajungă ceva mai greu. Însă avem Cronosfera, acel Rocket Barrage, lovește de la distanță maximă. District 12 încă nu are fuge, însă nu o să iasă în cele din urmă. Și mai farmează și niște mini Doom-i acolo. Faceless Void ia niște bani de pe Dominating Streak-ul lui Doom. Altă greșeală mare aici. Ai văzut, Bobo se ducea, vrea ca să-l salveze. Și dacă stai să te gândești, eu zic că ar fi avut timp. Adică dacă se ducea și dădea impel-ul cum trebuie, ar fi făcut schimb de viață, practic. Dar mai mergea un pic și dădea dagger, nu cred că ar mai fi putut să-l prindă. Nu aveau cu ce să-l dea jos. Dar na, uite, vezi, îți moare un erou, îți ieri Roshanul și tu stai undeva foarte departe de ai tăi când Bounty Hunter-ul e... asta e un erou bun Bounty, uite, deja a făcut 2 kill-uri, ăsta s-ar putea să fie al treilea kill pe care îl produce, cu toate că e destul de departe cu echipierii. Nu, e pur și simplu, cred că vrea ca să vadă... Sau, uite că s-a dus după Kairi și nu cred că o să mai iasă de aici. Are track pe el, mănâncă copac. Vine bolovanul și încă câteva lovituri. Mamă, cât damage a dat acolo. E incredibil jucat aici de Metis și îl spulberă Kairi cu ultimata. Răzbunare dulce a copacilor. Exact asta vreau să zic înainte. Mă tot uitam la Metis că stă pe lângă și mă gândeam, bă, nu cred că o să dea în el, pentru că a văzut că era invokerul lângă și tot vorbim aici de gang-uri, uite că vine și Finger-ul în cele din urmă, l-au dat jos acolo, ce înseamnă să-l prinzi repede cu Hex. Când nu nimerește Sunstrike-ul, trebuie să dai Finger-ul. Trebuie să dai Finger-ul. Dacă nimerea Sunstrike-ul, nu invers. Puteau încă să aibă Finger-ul, care e o vrajă destul de importantă, aș spune, și la ce cooldown are. Ai văzut Bounty Hunter-ul când ești în superioritate numerică și îl prinzi pe unul în pădure... Cum să zic, ai un avantaj enorm, dar când te duci singur este destul de riscant. Are dreptate, iar 12-12. Ce match! Într-adevăr e un match foarte, foarte frumos. Cel mai echilibrat de până acum. Și cu dus și întors așa, un kill acolo, un kill acolo. Și fără Roshan momentan. E pe Giro Aegis-ul. Da. Sunt curios când o să forțeze, că acum au toate ultimatele în picioare. Ar putea să... Cred că o să vedem un smoke? Chiar se grupează pe mid. Pare că o să vedem un smoke aici, da. Uite că s-au grupat și din nou sunt foarte despărțiți Toxic, dar văd că încearcă și ei să se regrupeze. Sunt oarecum în aceeași jumătate de hartă cât de cât, doar să nu... Să vedem dacă nu-l prind aici pe... Avea un ward foarte bine pus acolo. District este prins aici, direct în cupolă, n-apucă să dea nimic și a extrem de mult damage și oare o să fie suficient, da? Nu reușește să dea nimic. Între timp Bebe Claudia a fost prins cu un stand de 3 secunde, însă a fost salvat de Oracle și acum o să-și ia foarte mult heal Bebe Claudiu. Se duce după capa God Hudu, se duce în față, însă nu prinde bash-uri și continuă fight-ul, continuă să împingă cei de la Nobine, însă nu vor mai găsi kill-uri momentan. Totuși l-au... Între timp l-au sus la stadion, împingea foarte mult linia și da, reușește să ia turnul acolo și fii atent că au sărit aici pe Hudu. Cred că o să-l dea jos pentru că are silence în cap și într-adevăr foarte bine jucat aici de Toxic. Uită-te și tu cât de calme au fost acolo, știau că o să se întâmple asta și în cele din urmă... Au scăpat. Cred că o să dea și baraca asta, că văd că vor să se bage acolo, aruncă meteorul ca să mai distrugă să așa TP. What? What? Ce in your face TP a fost acolo? Dead Game tot încearcă aici să... Încă puțin, încă puțin, uite cum dau pe acolo și... Da, reușesc să salveze aici... Dar e baraca range, adică nu se va regenera, în orice secundă se poate duce... Chiar și așa, Toxic au jucat extraordinar aici, adică părea așa că... O să se bată acolo și că nu e bine și cu toate astea îi vedeai că nu se strâng oamenii, împingeau liniștiți sus. Stai așa, tati, a dat cronosferă, a dat ultimată de Death Prophet, de ce să ne batem când avem avantaj?
Asta e Dota cum trebuie ea jucată. Și acum avem un smoke, l-avem pe Bobo primul, au ceva acolo. S-ar putea să-l vadă pe... Au stun. Găina, o scoată găina. Nu, n-am văzut găina, da. Dar o să se întâlnească aici. O, Claudiu! Mamă, Bobo, viteză de reacție zero acolo. Nice acolo. Dar nu contează că e foarte mult stun. Vine și Sunstrike-ul e tras acolo ca să fure el fragul. Și DJ este prins și el aici. Capacul nu mai are în schimb foarte multă viață. Nici Bobo nu prea are mult. Dar nu prea au cum să se bată chiar așa cum vor ei. Și într-un final reușe să dea jos Aegis-ul. Hood-ul are Doom pe el, îi mai dă acolo câteva magii și vine meteorul. În cele din urmă Hood-ul o să crape și s-ar putea să-l bată și pe TJ aici, care nu mai are foarte multă viață. Este la a doua viață după ce i-a picat acolo Aegis-ul. Să vine Oracle și cred că o să-l salveze. Doom e dat jos și Bobo s-ar putea să crape și el intră acolo între doi. Foarte bine Bobo. Dat impale-ul, dar cred că vom vedea shuriken-ul în curând și Bobo o să fie carne 3, de gondar. 2. 1, shuriken, shuriken și-l dă jos. Da, trebuia să aștepte acolo să mai dea impel. Între timp, fii atent, Metis este rat. Este un șuricel aici care le-a intrat în bază, le-a dat acolo clădirea și din nou face aceeași schemă și dă TP. A reușit să dea baraca range, a dat ceva și în cealaltă. Asta se regenerează totuși, dar... Da, au încercat acolo, oricum au dat jos Aegis-ul. Mă, interesant fight. Cred că totuși au ieșit mai bine cei din Nobine. Adică au scos destul de multe kill-uri și în cele din urmă TJ n-a murit a doua oară. Adică Giro a pierdut doar Aegis-ul. În rest, farmul îi merge în continuare. E al doilea ca și Netorf. Cred că îi trebuie un BKB totuși. Adică. Au insistat prea mult acolo și uite ce înseamnă Oracle. Te duce acolo, mai puțin, hai că-l omorâm și de data asta. Și primește magia și deodată te trezești că suntem toți pe lângă ei. Și e și BH-ul lângă tine, îți dă track, îți dă shuriken, nu poți să-ți dai TP. L-am văzut pe Oracle pe minimap venind și am zis, oh, se întoarcă acum să vezi. Cred că n-am văzut cum veneau eroii acolo și văzut pe Bobo cum se apropie cu viața. E Lionul ăla, sărmanul hărții, are 4.000 tot. Era, o, doamne, cred că o să doară asta. I-au bătut la pachet. Nici n-a realizat acolo ce damage a venit. 15 la 17 în acest match. Cel mai echilibrat match de până acum, aș spune. Sau cel puțin meciul care m-a făcut cel mai mult să aștept următorul fight, următorul moment. Da. Uite că și-a făcut nu și-a făcut dagger Bobo. Da, și pe mine mă miră. Uite, mai devreme dacă ar fi avut dagger ar fi scăpat, că au fost intervale foarte mari între atacurile lui Bounty Hunter. Da, dar pe de altă parte ai nevoie, ai văzut și-a făcut tranquil, ai nevoie de mana. Nu pot să zic neapărat că e greșită alegerea. Adică la cum a decurs meciul a fost pana mea, a fost cârpa hărții. Adică cumperi ward-uri, cumperi găină, n-a pornit cu iteme. Era nud la început, ziceai că s-a născut cum te naști în realitate, cu nimic pe tine. Și na, dacă toată lumea ți-a farmă, e destul de greu să pui dagger-ul ăla. Da, oane, sunt ok. Și uite că aici avem o cupolă District 12, totuși are cam multă viață. Să vedem dacă o să reușească să-l dea jos. O, vine meteorul foarte bine acolo pe Claudiu, dar reușește să-și dea eul. District 12 în cele din urmă apucă acolo Doom-ul, dar nu știu dacă a fost o idee bună că l-a dat. L-a consumat cam degeaba și n-apucă să-i dea acolo track-ul. Pune sentry, pui, dă track-ul și Metis ar putea să aibă probleme. Vine și Claudiu, se mișcă destul de repede, reușește să dea acolo bana Siphon. Și într-un final, Faceless Void, văd că a murit de către drumul lui District. Dar cred că Metis în cele din urmă va crăpa pentru că n-are cine să-l ajute. Și da, într-adevăr, și a foarte mult damage în mantia aia și poc s-ar bănuți din el. Chiar dacă a încercat acolo un Ice Wall, n-a fost îndeajuns cât să-i oprească pe cei din Nobine, care totuși l-au pierdut pe Doom. A, uite, a primit Finger, ca să înțelegi de ce a murit. Da, păi mă gândeam, bă, da, ce Doom a dat de la mână, de larde până când moare. A primit un Finger de la Bobo și s-a cam terminat treaba. Kappa, Godaolo, o să se activeze aici, 4 secunde pe Koala Cola și își dă și ultimata, are 3 iluzii. Cred că vrea să-l ia BB Claudiu, să primește Silence la fix, dar BB Claudiu nu mai are E-ul, însă este salvat de Koala Cola momentan și activează ultimata. Nu știu dacă a fost cea mai bună decizie, cred că speră să rămână în viață, dă un Siphon Soul acolo pe Kayuri. Și pică în cele din urmă. I-a alergat acolo în continuare. Își dă TP, da. Akimbro este prins și n-a avut nicio șansă aici. 3 eroi morți pentru oarecum Metis, doamne. Pentru că așa s-au poziționat după ce l-au alergat. În meciul ăsta atât de echilibrat, după ce faci niște kill-uri, n-ar trebui să forțezi în continuare cum au făcut cei de la Nobine. Și m-am mirat că a dat ultimata de da, 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 problemă foarte mare că a dat ultimata acolo. Pentru că chiar dacă o să se nască, nu o să fie suficient. Se baza pe heal-ul de la...
pe healul Oracle că o să-l țină în viață. Și l-a prins aici pe Hoodoo care și-a luat Silence, vine și Sunstrike cu și încă câteva lovituri, dar nu reușește să-l dea a jos. A primit Glimmer Cape, Hoodoo foarte bine și iese. Scapă acolo Hoodoo. Oare o să-l vadă, oare o să-l vadă? Au, au. Au, 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 dar n-au destul. Avea ward acolo, dar a apucat foarte bine și Blink și Time Walk. Hoodoo iese și mai mult atras de timp. Asta e cel mai important lucru, fiindcă nu au intrat peste ei în bază toxică. Au mai pierdut câteva secunde foarte importante, fiindcă o să vină Death Prophet în curând. Mai dă un val, mai dă un silence. Să nu uitați de baraca de sus, care este în continuare asaltată de acei Force Spirits. No, de ce dau? Și Trants. Uite ce înseamnă ferma animalelor, da, eroi care dau dreapta click. Ia că a venit TG să mai rezolve puțin din probleme, însă tot e o treabă foarte grea pentru cei de la Nu Bine Sapere, iar Bobo este acum Pietrosul. Băieți, s-a întâlnit față în față cu Pietrosul. E timpul să-l luăm. Doar că totuși trebuie să-ți oardezi uite și zona înainte. Uite și Gainare trei ochi. Cum are și Roșan, mă rog, Roșan are o stâncă în cap, nu? Aici sus. Mă, nu știu asta, dacă are o stâncă. El pare o stâncă așa, dintr-o păi bucată. Are un diamant portocaliu, sau mi se pare mie. Să că încerc să mi-l închipui pe Roșan. Încerc să-l cocalarizez pe Roșan. Vrei să-i pui un diamant portocaliu în frunte? Dar așa l-a făcut Ice Rock, ce să fac? Îi pui și un ceas din ăla de aur? Sau ce? Blink dubios a fost acolo. Cred că vrea să sară pe partea cealaltă și... Și atunci a dat mai puțin decât trebuia să dea. Are talpa de aur. Într-adevăr, are talpa de aur, ca Bobo. Cu ochiul ăla vede, îți vede valoarea. Cu ochiul ăla îți vede valoarea. E bombardier, Bobo, cu ochiul. Măsoară talentul. Măsoară talentul. S-a uitat prea mult la Dragon Ball Z. Îți trebuie cască din aia specială ca să-i vezi talentul și valoarea cuiva. Atent că a intrat... Dă click pe Roșan să văd dacă are... Click pe Roșan. Uite, uite, dar nu, e între ochi. Ăla zici că e nasul sau ceva. E tot ceva dubios, dar e de aur. Uite ce vorbeam, se vede Sunstrike-ul acolo, au fost depistați și cu acolo au fost depistați și destul de greu de o să-l dea jos și oare o să pompeze aici ultimata. Nu prea are foarte multă viață TJ, într-adevăr trebuie să se dea capagot, capagot vrea să se bage acolo, dar cred că vor să mai aștepte, pentru că dacă te uiți sus împinge Kvit și da, într-adevăr sunt într-o situație nasoală. Ce faci? Stai la Roșan. Te duci în bază, au dat smoke-ul, dar e atât de greu să te bagi undeva. Au dat smoke și o să intre peste ei aici. Și este văzut cu oare din o să-și dobele, cooldown greșit acolo, District Elf cu Bobo aleargă în continuare. Bebe Claudiu și activează ultimata, însă TJ își dă BKB, se duce după Bobo și îl dă jos capagot. Prins undeva în spate acolo în cronosferă, în continuare Bebe Claudiu dă damage, salvat pentru moment de oră. Damage, pică acolo, Hoodoo are și el probleme, reușește să scape. Foarte bine dată tornada, cele din urmă o să cadă Claudiu și să vedem dacă să-l dea jos și pe Akimbro. Nu se întorc în spate pentru TJ care nu mai are foarte multă viață. Este Metis acolo pe Hoodoo, dar nu cred că o să-l prindă și fii atent cum s-ar putea să scape acolo, să teleportează Kvit, îl prins acolo, cap acolo, nu mai are foarte multă viață și ăsta scapă totuși. Ăsta a fost buyback-ul lui Death Prophet care acum o să fie moartă 82 de secunde. Are gem acolo District, s-ar putea să-l prindă, oare o să se bage? Nu, nu știu dacă e chiar cea mai bună idee, mai bine aștept. Ăsta cred că a fost fight-ul care a cam pierdut jocul. Nu prea mai au cu ce să apere acum, sau foarte bine dat blink-ul acolo de Bounty Hunter ca să iasă din luptă, însă vor pierde. Trage aici acolo pe TJ, reușește să-i dea stun-ul, încă vreo 3 lovituri și cred că o să-l dea jos. Nu este suficient, vine tornada care ridică, oare o să fie? Oare o să fie? Da! 400 gold acolo, incredibil, tornada dată de Metis și trebuie să se cumpere, cred, girocopterul. Nu cred că poate să lase așa, pentru că o să piardă și au sus. Pierdut, dacă au pierdut deja, sus, au pierdut mici și s-a dat aici, G-ul s-a deja. G-ul. De ce să nu te cumperi? De ce să nu te bați? De ce să nu încerci, mă, Mikey? Păi zic de ce, fiindcă și-a dat mai devreme Bebe Claudiu buyback-ul. Păi are girocopterul, de ce să nu te lupți? Ca un spartan până la final, hai mă, Nobini! Ah, cât de echilibrat a fost și de la lupta asta la Roșan, în care vorba ta, ce să faci acolo, ce să faci, îți dai smoke? Când ajungi în situația aia, îți dai seama că poate picul nu a fost excepțional. Uite, Death Prophet 1 cu 6, eu de asta zic... Cu toate că pare a fi un combo foarte bun pe hârtie Death Prophet cu Void, nu l-am văzut până acum în divizia PGL să funcționeze fix cum trebuie. Pe exact asta e strategia versus, adică într-adevăr dacă te prinde acolo n-ai ce să faci. Dar ce faci dacă unul tot timpul împinge și poate să vină după aia la fight, da? Ai erou ăsta, adică ai mai multe posibilități. Poți să, nu știu, să ții și un Wisp, de exemplu, poți să ții Prophetul, poți să ții Spectre. Sunt mulți eroi, eu știu, un Phantom Lancer care să împingă repede linia să-și facă travel. Întotdeauna dacă ai opțiunea asta,
o să bați un team fight din ăsta care necesită magicul cooldown mare și te spulberă într-un 5 la 5, dar nu există niciodată acel 5 la 5. Pune presiune, nu poți să te duci roșan, e dubios. Oricum, sunt foarte mulțumit și mă bucur că Bounty Hunter s-a dus la un moment dat sus și l-a omorât pe Căvit. Bounty Hunter a făcut un joc bun, adică chiar s-a mișcat foarte bine, da, pe hartă și a adus foarte mult avantaj echipei sale, însă n-a fost îndeajuns în cele din urmă. Pe că asta e problema, ajungi la un moment dat, adică girocopterul te gândești, bă, are AOE, dar el are de fapt AOE doar în momentul în care își dă ultimată și apasă flak cannon, nu l-are în continuu. Asta e problema, că nu l-are în continuu și nu e suficient. Că-ți vin animăluțele alea și ai văzut tot timpul trebuie ca să te duci acolo, adică suporții dacă îți rămân în bază, de exemplu, să apere baza, ei nu poate să apere baza, asta e faza. Efectiv nu poate să apere baza. Pentru că vin frații, ai văzut și puneau midges și copăcei pe clădire și plecau, adică se duceau și farmau pădure. Și uite aici ce a încercat-o Akimbro, doar că... Hai că a jucat acolo bine și uite cum se fură fragul. E al meu pentru că a fost un infidel și a încercat-o cu mine. A încercat-o aiure. The Byburn. Uite, n-am apucat să citesc întrebarea asta, o văd aici la highlight. Te gândești să mai antrenezi echipe? Păi acum răspunde! Te gândești să mai antrenezi echipe de Dota? Păi mai mă duc pe la bune, pe acasă, când mai am timp. Antrenează jucători, nu-i? Nu, nu, nu. Mai întreb acolo, mai arată replay-uri, mai discutăm. Dar trebuie să ai timp, bani, să faci chestia asta. Adică, mai ales pentru o echipă din asta bună, trebuie să stai să le urmărești meciurile, trebuie să intri cu ei când joacă de fiecare dată. Dacă fac ei 5 scrimuri pe zi, tu trebuie să fii prezent toate alea și să fii și pe Teamspeak, să fii atent la ce fac ei. Uite-l pe Bobo. Era așa de trist, dar totuși a alergat ceva. Space Creator, îi se mai zice. Și acum, nu era selectat să vedem dacă are impel-ul. Cred că mai putea să tragă un pic de timp. Deci s-a întors, cred că... Și uite aici, deși l-au prins pe Bobo, care nu cred că a apucat să dea ceva, că i-a venit ăla, dar... Uite, vezi, a dat cupola și a ținut pe cineva în loc, nu au dat damage în cupola respectivă și... Mama, aici, la închietură, a durut meteorul. Uite, spiritele alea se duceau, deci aveau atâtea ținte, aveau trenți, aveau spiritele lui Chaos Knight, adică nu erau targetate toate în același loc și... Uite, chiar și așa nu cred că e suficient. Aici a fost buyback-ul lui Bebe Claudiu, care a urcat pe deal. Ce se întâmplă aici, băieți? A urcat Valea Morții. Băi, ce se întâmplă aici? M-au zis că e un team fight. Da, buyback-ul a fost dubios pentru că poate ar fi avut o șansă să se apere aici. Dar chiar și așa. Uite, mă feresc. Dacă mai mergea puțin. I-a dat cu el de pământ, a rupt barca aia în două. Trebuie curătoare. Să meargă în continuare în dreapta. A vrut el să hai că ajung mai repede în bază, mă, în stânga. Da. 1-0 Team Toxic versus Nopine. Nu uitați, este bot 3. Noi o să luăm o scurtă pauză. Cea mai scurtă pauză. Și revenim cu ultimul sau al doilea meci. Urmează al treilea. Vă așteptăm.